să vorbească, ce e asta. Hai, hai început? Am bine, super. Deci, o să, în timpul săptămânii, vom vorbi despre mai multe chestii. Dar astăzi o să vorbim despre cine suntem noi, la nivel de trup, suflet și duh. E important să vă spun chestia asta, că ce vom vorbi e ce ne-a revelat Domnul până în ziua de azi, în anul 2020. Deci, ce vom fi mâine, poimâine, într-un an, nu se știe, pentru că suntem într-o stare de creștere continuă, de viață. Și ce știm e că la final, scopul și manifestarea noastră completă va fi de plinătatea lui Hristos. Problema e că Hristos e de plinătatea lui Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl nu poate fi numărat pentru că e veșnic și crește la infinit. Deci, practic, vom crește în ce înseamnă Dumnezeu veșnic. Cu chestii noi, mai frumoase, mai adânci. Deci, va fi un timp extraordinar. O viață la infinit. Dar din ce știm, deocamdată, despre trupul ăsta, fizic, pentru noi care am fost mântuiți, e că în momentul când am fost născuți din nou, am devenit mântuiți, în noi s-a pus Duhul Sfânt ca un avans, ca o ștampilă care zice, uite, aici, bum, a început Hristos lucrarea. Ștampilă. Și lucrarea care a început-o o duce la un bun sfârșit și sfârșitul nostru e Hristos. Și acum, în trup ne găsim în carne, cu Duhul Sfânt în noi și pe lângă Duhul Sfânt și firea. Ce e important să înțelegem e că trupul, de fapt, carnea, mădularele astea fizici, sunt neutre, nu-s păcătoase. Au devenit păcătoase din cauza firii care a intrat și domină. Apostolul Pavel zice că am găsit o lege în mintea mea care se luptă contra legii lui Dumnezeu. Deci firea când a intrat, a venit și ea cu o lege și cu o natură. Da? Deci păcatul n-are decât să se facă păcat, să ajungă la moarte. N-are, e prins în legea asta, să zicem așa. Problema e că legea asta se găsește în mădulare și funcționează cât Duhul nu stăpânește. Și atunci să-mi bat joc de trupul ăsta fizic, care și Hristos cu sângele Lui l-a răscumpărat, ca fiind nesimțit, ca fiind prost, ca fiind plin de pofte, și e o prostie. Pentru că, de fapt, trupul ăsta e neutru și se poate folosi și pentru păcat, dar și pentru lucruri duhovnicești, spirituale. Și zice, într-un loc să ne prezentăm și să ne facem mădularele rob al neprihănirii. Deci există posibilitatea de a fi altceva decât cum l-am știut trupul ăsta să fie până în ziua de azi. Și trupul nostru e ceva de iubit. Nu de a... ceva de a... spurcatul de el, desprețuit, jegol, e cam gras, e umflat la burtă, bă, numai cum vreau să arate, nu arată, știi? Deci... sunt niște chestii în care am ajuns între extreme în lumea asta, încât oamenii își urăsc vasul și trupul. Și bineînțeles, cu cât îl urăști mai mult, cu cât eșuează și se face mai slăbănog. Mai, puțitule, nu pot și tu ridica greutate, tare slab ești. Și după aia te miri că îți iese din gură numai moarte legat de trupul tău, bă, că ăsta întotdeauna mă îmbolnăvesc. Ăsta nu există la aer rece. Nu știu, de fiecare dată mă prinde ploaia un pic și varză trupul o săptămână. Ce să fac? Roagă-te pentru mine, frate.
Dar de ce să te roage ăsta să-ți binecuvânteze trupul când tu, care ești stăpân, îți bagi joc de el și îl faci de gunoi? La ce te aștepți de la trupul tău, dacă numai moarte ți iese din gură și mănânci roadele, de ce te aștepți la ceva diferit? Zice că nebunia îi să faci ceva și să continui și tot să repeți și să aștepți o altă ieșire, un alt rezultat. Dar l-a făcut aceeași chestie faci. Tot îți bagi joc de trupul tău și aștepți ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze, să slăbească, să fie sănătos, să umble pe apă, pe degeaba. Deci, trupul îi al Domnului, îi al nostru, îi în stăpânirea noastră și îl iubim și îl îngrijim. Și Scriptura zice că nimeni nu și-a urât trupul, ci îl îngrijește. Versetul respectiv nu se mai prea aplică în ziua de azi, că aproape toți își urăsc trupul. Dar noi, fiind mântuiți și ăsta, mai ales că aparține lui Hristos, e ceva cu care trebuie să avem foarte mare grijă și să-L îngrijim și să-L binecuvântăm și să-L iubim. Pentru că Iisus Hristos îl iubește și pentru că îl iubește, a plătit pentru el. L-a răscumpărat și îl binecuvintează și scopul lui Dumnezeu e să fie un trup extraordinar. Acum, la ce înseamnă trupul ăsta legat de chestiile spirituale? Dacă vrem să știm ce se întâmplă cu noi pe parcursul vieții, e necesar să ne uităm la Hristos. Tot ce ni se întâmplă nouă, deja Hristos a dezvoltat drumul și a trecut prin ele toate. Da? Deci El a biruit pentru noi și ne-a trasat un drum prin care toți ne găsim unul aici, unul acolo, fiecare în locuri diferite. Dar ce aș vrea să vă atrag atenția e că Iisus Hristos a fost cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Și ce se întâmplă în trupul ăsta fizic e că cuvântul lui Dumnezeu se întrupează în noi. Și trupul ăsta devine schimbat prin cuvântul lui Dumnezeu în ceva în care l-am văzut pe Hristos că umbla. După înviere, Hristos a umblat într-un trup care nu mai putea muri. Un trup care avea în el puterea învierii și culmea că umbla pe pământ, dar la un moment zice, aveți ceva de mâncat. Deci evident că mânca și cu... Deci avea proprietăți fizici. Chiar că era ridicat din morți, chiar că putea să umble pe apă, chiar că s-a ridicat la cer, chiar că erau tot felul de manifestări supranaturale. Dar trupul ăsta, tot ăsta era. Cu ăla cu care muri. Dar rănile erau acolo. Deci nu s-a făcut un schimb undeva. Și ce se întâmplă e cu cât cuvântul se întrupează în noi, cu cât viața veșnică se manifestă în noi, cu cât Duhul Sfânt se manifestă. Zice că aceeași putere care l-a ridicat pe Hristos dintre morți se găsește aici. Și va învia trupul nostru muritor. Care înseamnă ăsta care moare, care are o natură să moară, să se îmbolnăvească, să fie slab, să fie neputincios. Există în el o forță și o putere așa de mare cât a putut să-l smulgă pe Hristos din fundul iadului, din moarte și să-l aducă la viață. Și aceeași putere i-a luat trupul ăla care a fost rupt și bajocorit și carnea rupt de pe oase și l-a vindecat cu totul. Deci puterea asta care există în noi poate să ne vindece trupul și să-l transforme să fie exact cum Dumnezeu Tatăl l-a planificat. Într-o stare sănătoasă, da? Deci sănătatea noastră vine din ce Dumnezeu ne oferă. Faptul că mă duc și mă bag la dietă și mă duc aici și mă duc acolo și mă bag la post și astea sunt chestii care funcționează
Dar dacă sunt lipsite de Dumnezeu, sunt lipsite de credință, ce se întâmplă e că în momentul când te oprești, deja îți explodează trupul. Bagă-te pe o dietă serioasă de un an, slăbești, ești fain, frumos și după aia nu mai ții dieta. Ce se întâmplă? Bum, de trei ori mai gras. Vă spun din experiență. De ce? Pentru că e ceva pământesc și tot ce e pământesc trece. N-are o substanță care rămâne și continuă. Da? Deci în momentul când te-ai oprit, pac, cade totul. Dar prin Dumnezeu, prin puterea Duhului, prin tot ce ne-a biruit și ne-a câștigat Hristos, putem trăi o viață extraordinar de sănătoasă în trup fizic. Și sunt multe promisiuni și sunt multe chestii și cu cât se dezvoltă relația noastră cu Dumnezeu și cu împărăția vie și cu Duhul Sfânt, comunicarea și cunoștința și înțelepciunea și înțelegerea care e necesar să vină cu puterea, începe să se dezvolte și să se înflorească. Deci stăteam aici și mă uitam la Sami, cum încerca să atingă gitara și, bineînțeles, Sami nu te atinge. Sami, uite-te. Și mi s-a părut o chestie foarte interesantă, pentru că a văzut gitara și instant natura lui, mă duc să ating. Îmi place, îmi curios și e normal. Chestia lui, pentru că încă îi copil mic, în el nu s-a dezvoltat înfrânarea, controlul ăla în care să poată să rămână ascultător de mama când zice nu atinge. Pentru că dorința e mult mai crescută decât... Și așa mi-o plăznit chestia asta, că de multe ori Dumnezeu nu ne dă anumite chestii și nu ne arată anumite chestii pentru că nu avem starea asta, nu avem maturitatea asta de rămâne în frâu, de a rămâne pe loc, fără să atingem. Știi? Și îți dai seama, dacă dintr-o dată se deschid toate porțile și toate lucrurile și nu avem disciplina asta din interior să rămânem cu Domnul pas la pas, ne băgăm în toate și ne băgăm mâinile și stricăm. Gândește-te ce nebunie ar fi pe pământ dacă fiecare om care s-ar ruga numai două cuvinte să se vindece fiecare. Ar începe o nebunie pe pământ, culturi și zeu și ăsta se face Dumnezeu. Și ăsta îi ia bani și ăsta... Deci o nebunie, fraților, deci nici nu puteți să vă imaginați dacă s-ar deschide totul deodată. Dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne dă cât putem duce și cu cât putem cu înțelepciune să cuprindem, să stăpânim, să lucrăm cu ele. Da? Deci nimeni nu se duce și îi dă la un copil de 3 ani o drujbă să taie copacul. Evident, se distruge, e prea puternic, că nu e obișnuit, nu e priceput, nu știe cum funcționează, nici măcar nu știe cum să o pornească. Deci e ceva legat de înțelepciune, da? Și cu cât creștem în relație și cu cât ne iubim trupul și cu cât îl prețuim și îl binecuvântăm și Dumnezeu ne dă mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Și ajungem să avem un trup pământesc extraordinar de frumos, extraordinar de binecuvântat, de sănătos, de frumos, iubit, prețuit. Și o altă chestie care am observat acum mai recent e că și trupul ăsta fizic are o parte în ce înseamnă manifestarea spirituală pe pământ. Da? Deci dacă trupul ăsta nu poate canaliza, nu poate susține puterea care vine din lumea spirituală, nu iese nimic. Poți să ai toată apa care o vrei, dar dacă țeava prin care vine să curgă e înfundată, nu vine nimic. Deci e important și sufletul și trupul să fie aliniați, poziționați, să fie curați, să fie în locul potrivit, în poziția potrivită, în credință, în așteptare, în tot ce conține lucrarea spirituală, toate părțile trebuie să fie și să participe.
Nu putem să numai să ne taxăm pe duh și sufletul, trupul, sau ne fixăm pe suflet și duh și trupul pe nicăieri. Deci gândiți-vă că cuvintele de viață ies de aici, din mădularul ăsta fizic. Puterea, viziunile, comunicarea noastră din duh trebuie să fie manifestată și să fie o manifestare și o expresie prin trupul ăsta fizic. Și atunci îți dai seama că și ăsta are un loc extraordinar de important și de deosebit. Și nu-l poți să nu-l bagi în seama. Să-l arunci la parte, lasă că oricum Domnul dă un trup nou când ajungem în cer și mă scap de el și bla bla bla. Apostolul Pavel zice că de fapt ăsta e o sămânță pentru... Deci va fi o transformare în altceva, dar Hristos ne iubește trupul și a Lui. Și îl îngrijește și e ceva deosebit. Deci, trupul nostru binecuvântat, cuvântul lui Dumnezeu întrupat, asta e prima parte. Marius! S-a terminat prima parte! Marius, să speri pe ea!